mai continua bine break-ul. Dacă, adică a mers drept, ia mergi un pic drept. Ce? Atunci bine, fă cum ai zis tu. Fă cum ai zis tu, bine? Hai. Ciopărul de la mijloc. Ok. Ești la ultima melodie, eu recording de la song. What a lucky guy. E incredibil. Și ce vezi? Îl vezi pe Scarlett așa? Barba. Cam așa arată, da. Este, stai puțin să ascult chorusul. Să ascult un pic. De la jumate. Bun. Bun. La semnalul următor va fi ora. Fii atent. Fii atent ce vreau de la tine. Ritmul de refren, da? Ăsta. Corect? Îmi taci 3 măsuri plus una break și intrăm în bridge. Primul bridge, primul solo. Practic, e primul solo de chitară. Care îl faci foarte simplu. Așa. Continui pe aceeași temă. A? Ia, cum? Ia vezi.
Așa, da, eu așa aș fi vrut. A? Ia, cu o măsură înainte. Asta. Din refren, da? Mai știi refrenul? Asta e refrenul. Da? Hai, ăsta break. Deci trei măsuri. Ăsta break și ritmul ăla. Da? Aici era. Da. Hai, 3 cu 1 și ăsta. Fără stop. A, da, trebuie stropul ca să intri pe invers, nu? Asta e bun. Hai. Chitara mai tare? Mai încet. Hello guys, bine ați venit în frumosul nostru studio. Vă prezintă jucărica noastră, care înregistrăm tot ce avem. Este o bijuterie de Tama Star Classic cu binda. O altă. Și dacă puteți să vedeți mai aproape, să arăt că folosim pe partea de pedală dublă. Desigur că fețele sunt Evans. Ne jucăm cu niște paiști și o să zic așa. E bine când este foarte activ. Vă pupă o frate de bun. Folosim un cimatic. Am căștile Shure și iubesc aceste bețe de la Proma. Sunt senzaționale. Mă țin la pereche, am un concert. Bravo animalele! Animalele. Jordan Rudess și-a făcut două backup-uri și au crăpat amândouă. Și la el. Că trebuie să tragă încă o dată tot. Băi, se întâmplă. Haide. Yay, noroc! Care e cel mai frumos animal? Animal de rezultat? De cerbul. Ciucaș. Animal, ciucaș. Ce mai frumos animal? Animal e tomoșarul. Este tomoșarul vostru. Și acum... Apoi eu... Lecția la școală. Am încheiat un nou capitol. Stați un pic, mă, da, da. Aveam și eu speech-ul meu pregătit. Am încheiat un nou capitol în această seară la orele... N-am ochelarii. La următoare. La 20. La 20. Am încheiat un nou capitol. Este senzațional ce se întâmplă pe noul album. Abia aștept să scoată pe piață, să ne lăudăm cu el, pentru că este fantastic. Cui nu-i place, avem cel mai bun remediu. Te felicit pentru tot. Da. Heavy metal la venă. Da, să nu înțelegeți greșit, este pentru urechile la pisici. Despre asta era vorba. Hai, mulțumesc, doamne. Mulțumesc, doamne, să fie bine. Să fie primit. Pe ce vrei să fac mizerie? Ești obosit? Mai. Pentru mortăciuni. Drum recording. Mortăciuni. Songs in one day. Meaning about almost 3 songs in one day, because the last song was in less than 12 hours or 24 hours. It's over 9 minutes long. Nice. That's it. We'll see the Master of Insanity. Now I'm thinking about the next album. Already? Yes. Yes. Good. Yes. Che, what else do you have to record or do for this album? I think the
Your parts. I will sing your parts and you will mix my parts. So we have to record the vocals. See what's happening. We have to record the vocals, right? Yeah, vocals. Guitars are done. Solo guitars are done. Bass guitars are done. Now let's see some vocals. Okay, for the sake of this episode and the restarting of our reality show, tell me a few names of the songs from the future album. No, I don't want to do that. Just a few names. But why? So people will know them and expect them more than usually. Just two or three. The Black Roses. The Black Roses. Yes. And Wings of Light. Nice. It's enough. And another one. It's just enough, Aziz. Enough. Two names are enough. Okay, tell me another thing. What microphones did you use for drum recordings? All of them. Names? All the names? Yes. Mostly Sennheiser. I think two AKGs, two Rhodes, one Neumann, one Shure. And 10 Neumark. Neumark 10. And I think, yes, those were the microphones. And that's it.